Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local Pântâna din 2019-2020. Citesc ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2021. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 2. Proiect de hotărâre privind primirea unității administrative teritoriale de Reșița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adic și modificarea actului constitutiv și al statului acesta. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 3. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al orașului Târgoviște, județul Bacău, de la Compania Națională de Investiții CNI, ESA, prin Ministerul Dezvoltării Intercomunitară Publice și Administrației, amplasamentul la terenul Ministerului de Investiții, reabilitare, modernizare, extindere și dotarea casei de cultură al orașului Târgoviște. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestării culturale artistice sportive Lucian Fest X3 în perioada 15-29 august 2021. Inițiator primarul orașului. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în cadrul manifestării culturale artistice sportive Lucian Fest X3 a turului ciclistic Drumul Eroilor pe traseul pe Gorna Paravuzului în perioada 21-22 august 2021. Inițiator primarul orașului. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgoviște, județul Bacău. Inițiator primarul orașului. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru amplasarea magazin tampon cartier Dulcele, punct Vrapa Mare, oraș Târgoviște, județul Bacău. Inițiator primarul orașului. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, instalații electrice, de semaforizare rutieră și pietonală oraș Târgoviște, județul Bacău. Inițiator primarul orașului. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgoviște pe trimestrul 2-2021. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operațională din cadrul școlii numărul 1, oraș Târgoviște, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgoviște. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcția unor tarabe comunitare în orașul Târgoviște, județul Bacău. Inițiator consilier local Bana Cristian. Punctul 12. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Supun spre aprobarea dumneavoastră de ordine. Care este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate de voturi, s-a aprobat ordinea de zi a sesiunii de astăzi. În continuare, dăm cuvântul doamnei secretar pentru aprobarea procesului verbal din luna trecută. Înainte de a vă spune, am urmărit procesul verbal încheiat la ședința Consiliului Local din data de 24-6-2021. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți observații, modificări. Domnul consilier Măciucă. Am o observație. Nu este complet acolo unde vorbesc cu domnul primar. Îmi spun că dacă nu ia măsurile necesare, aduce prejudicii orașului Târgoviște în legătură cu amplasamentele ilegale sau construcțiile ilegale făcute pe domeniul public. Acolo am continuat, se vede în filmare. Și vreau să fie completat în procesul verbal. La final, la punctul diverse, spunem, da? În continuare. Verificăm înregistrarea și o să completăm. Exact, da. Ok, verificăm înregistrarea și o să completăm. Altcineva? Dacă nu mai sunt alte observații, vă spun aprobări. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Procesul verbal a fost aprobat. Acum să dăm citirea regulii și să o discutăm. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2021. Comisia juridică acordă adus favorabil,
lăsat pe votul pe aia. Mulțumesc. Pe la discuție, atunci trecem la locală. Cine este pentru? Împotrivă? Dar cine cineva? Sapo, nu, i-am dat așa de mult sau ați votat pentru? Pentru, da? Pentru. Punctul 2. Proiectul hotărâri privind primirea unității administrative teritoriale Beleș Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Apeu Adit și modificarea actului constitutiv și a statului acesta. Discuție. Comisie. Comisia judecătorească a fost disfavorabil cu 7 voturi pentru. Nu mă lasă ridicată, nu? Da. Discuții pentru acest punct? Dacă nu sunt, supunem și de aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține ce ne-am? Nu am numitare de vot, dar trebuie și punctul 2 apoi și punctul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al orașului Târgovna, județul Bacău, de la Compania Națională de Investiții CNI-SA prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, amplasamentului aferent obiectivului de investiții, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea casei de cultură a orașului Târgovna. Comisie, vă rog. Comisia Fericită a disfavorat cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Altă comisie? Comisia Economică. A vis favorabil 5 voturi pentru din 5 prezenți. Mulțumesc. Comisia de urmări s-a vis favorabil, unanimitate. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui subiect? Domnul consilier, mulțumesc. Aceeași întrebare, dacă are autorizație ISU, Casa de Cultură, până în prezent. Da, și acum suntem în situația când preluăm în patrimoniu acest obiectiv. Autorizările sunt, vor ajunge în momentul respectiv. Altă întrebare? Cineva? Atunci suntem la vot punctul 3 de vot din azi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu, în anumită de vot, trebuie să punctul 3 de vot. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale artistice sportive Weekend FX3 în perioada 15-29-2021. Comisie, de vă rog. Comisia judecătorească a fost disfavorată din 7 prezenți, 5 voturi pentru, abținere și un vot nefavorabil. Comisia Economică? Comisia Economică, din 5 membri prezenți, 4 voturi pentru aviz favorabil și o abținere. Comisia Urbanist, aviz favorabil, unanimitate. Mulțumesc, domnule. Discuții la proiectul cu domnul Sără. Domnul Mărciu. Suma alocată pentru acest proiect este foarte mare. Am mai zis-o, o să mai spun puțin. Am lăsat deoparte ce aveam noi pe calendar și tot acolo la centrul de informare turistică și facem alte acțiuni foarte scumpe și bani și agresiv utilitatea în locuri la care cetățenii așteaptă un răspuns de mult timp. Deci o să votez împotriva. Altcineva? Dacă nu mai sunt discuții, trecem la aprobarea. Cine este? A, domnul Babi? 95 de mii intră și comitetul sportiv în cipretele, by competition. Sunt prea separat. Sunt prea separat. Altcineva? Eu am. Da, domnul Babi. La acest proiect de hotărâre este prins inclusiv premierea bucurilor. În proiectul acesta. Deci, da. Și bani acum am făcut o recomandare. Dacă s-ar putea
am înțeles cuplurile care au 50 de ani să fie premiate. Sugerez pe viitor, sau dacă s-ar putea și acum inclusiv, ar putea să fie premiați și profesori din oraș. Și copii care au participat la olimpiade sau la diferite evenimente, care au făcut cinste în oraș. Recomand că ar fi un moment de bun augur să fie o sărbătoare al orașului, un eveniment la nivelul orașului. Și ar trebui să fie o mândrie pentru oraș și să fie prinsă și această categorie. Că sunt profesori, copii care au participat la diferite concursuri, olimpiade sau alte personalități sau alți cetățeni ai orașului care s-au implicat în viața orașului și au adus un plus valoare orașului. Poate de ziua națională. Deci, nu, e o idee Când discutăm de o sărbătoare a orașului, trebuie să avem în vedere nu numai doar o anumită categorie de persoane. Corect, tot respectul pentru cei care au împlinit 50 de ani, am nimic împotrivă. Dar e bine să avem în vedere și alt cetățenii care au făcut cinste sau au plus valoare orașului. O voi prelua, domnul Consiliu, și vom face o analiză tot împreună cu Comisia de Specialitate să vedem ce categorie putem să prindem în cadrul acestui eveniment. Mulțumesc. Doamna Bază. Noi vom susține acest proiect. În zămintea noastră am notat ce spunea domnul Măciucă, că s-ar putea suma să fie prea mare. De dragul transparenței și pentru a ucide toate întrebările astea, pe viitor, vă rugăm înainte să ne dați un deviz estimativ măcar pe capitole, cât costă artiștii de fiecare zi sau alte lucruri, că bănuiesc că nu doar în orar artiștilor este prins aici, iar pentru evenimentul de anul acesta, o post-calculație sau prezentație în consiliu. Așa, întotdeauna, domnul consilier, a fost prezentat evenimentul ulterior, s-a prezentat exact bugetul, cum a fost, ce a fost alocat și cât s-a cheltuit și pe ce s-a cheltuit. Dar pe viitor vom face o documentație în prealabil. Anul acesta a fost puțin atipic, am spus și la ședința de comisie, de specialitate, faptul că acest obiectiv, Centrul Cultural, a fost finalizat și abia acum, prin hotărârea precedentă, l-am preluat în patrimoniu, a fost lucrurile puțin în grav. Vă mulțumesc și voi ține cont de propunerea noastră. Doamna Rosu. Da, sunt convins că o să țineți cont. Sper din tot sufletul, dar atunci să sunt povestea. Pentru că de fiecare dată, în fiecare an după evenimentul zilei orașului, au fost discuții și probleme. Că s-au dus prea mulți bani, că s-a... Și de fiecare dată, s-a spus, noi venim cu explicații, cu rămâniri, cu defizuri, nu s-a venit niciodată. Sperăm de data asta să vedeți. Dumneavoastră ați promis acum. Suntem promis că să vedeți. Mulțumesc. De ce au venit înainte și de ce după? Ca să se cheltuie banii. Acum, asta este oameni de somnare. Aduceți-vă aminte, cei mai vechi din Consiliu, cedeam de fiecare dată în Consiliu, oră de noi, hai, ce să a trebuit să fie și legea 544 scoasă ca să primim informații despre ce s-a întâmplat cu banii la zilele orașului. Domnul și aducem aminte, da? Haideți să discutăm, despre mandatul acesta și lucrurile care poate nu au funcționat perfect sau unii lucruri chiar s-au uitat pentru că au fost hotărâri de Consiliu și au fost informări de fiecare dată. Nu așa este bine, dar așa este corect. Dar așa au fost discuții întotdeauna. Așa este corect. Pe nimeni și s-au mai trecut cu vederea, nici noi n-am mai zis nimic. Eu m-am pus pe nimeni, s-au făcut, nu știu ce... Am vrut să spun, dar... Mulțumesc. Mulțumesc, domnul. Mai e cineva? Atunci se pune spre aprobare proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? 1. Am menționat că sunt prea mulți bani alocați față de celelalte competiții pe care le desfășoară alte orașe. S-a întâmplat. Urmă să menționați. Eu nu unanimitate, de văzut la trecut. Nu unanimitate, eu am fost în majoritate. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în cadrul manifestărilor culturale, artistice, sportive, Weekend FSX3, a turnului
drumul eleilor de traseul Târgovna Valea Uzului în perioada 21-22 august 2021. Comisiile, vă rog. Comisia de urbanism a fost favorabil în unanimitate. Comisia de urbanism, din 7 membri prezenți, 3 au votat pentru, 3 împotrivă și o abținere. Avizul este nefavorabil. Comisia. Comisia economică, 3 voturi pentru, 2 abținere. Mulțumim. 5 prezenți. Avizul favorabil. Discuții primate în acest punct. Domnul Barna. Ar vrea să știu și eu, la un moment dat, dar de dat de conștiințare, te cu trecută conștiințare. Deci acest eveniment se desfășoară pe 3 etape. Etapa de la Târgu Ocna. Eu vorbesc de etapa de la Târgu Ocna. Pentru etapa de la Târgu Ocna, noi alocăm această sumă doar pentru transmisiile live. Restul posturilor, premiere, organizare, tot ce înseamnă monitorizare, curse, arbitrii și tot ce sunt astea, sunt suportate de asociații și respectiv Consiliul Județean. Da. Sunt ca să-i întrebim și eu, dacă nu văd atât, e hotărârea 81-27-5 a Consiliului Județean Bacău, pentru cele 3 etape, sunt alocat 30.000 de lei. În felul ăsta, atât lucra sunt, din cuplirea ta de Consiliul Județean, 5.000 de lei, ambulanță, drumul eroilor. Cronometral, drumul eroilor, 8.000 de lei. Transmisiune TV live, sport extra TV, 50.000 de lei. Panou foto perforizate, arcadă conflabilă, 6.500. Licențe RGT, arbitraj, 20.000. Sonorizare și scenă sport, 15.000. Din partea organizatorilor, 5.000 de patru partii la ziua 1, ziua 2, 4 partii, ce tractarea auto, 1.500 de lei. Sunt 10.500 de lei. Sunt 109.500 de lei alocate în Consiliul Județean cu hotărârea 81-27-5. Inclusiv pentru adicțional. Pe hotărârea o cum așa, domnul consilier? Da. Bugetul pentru acest eveniment este mult mai mare. Contribuția cu municipalității Târgu Ocna este de această sumă. Restul sunt puși bani pentru celelalte evenimente. De acord, transmisia live costă 15.000 de euro, fără TVA. 10.000 îi pune noi, 5.000 îi pun ceilalți bani. 50.000. Îmi faceți dumneavoastră socoteală. 50.000? Bine, faceți dumneavoastră socoteală dacă nu mulțiți mai greu. Da, domnul consilier. Dacă nu poate spune domnul primar, cu ce aduce contribuție o transmisie la actă de față care răspunde către din bugetul orașului Târgu Ocna? Care-i plus valoarea care aduce către Horeca? Domnul consilier, indiferent ce v-aș spune eu, dumneavoastră tot nu votați. Nu, dar pentru spectator, nu pentru mine. Pentru spectator am început, am cu siguranță informez eu. Am înțeles. Bine. Sunt rar. Domnul primar, dacă nu poate să puneți la aprobare proiectul. Mai bine, domnul consilier. Voi vota împotrivă, tocmai că... Voi vota împotrivă, pentru că mi se pare suma prea mare. Asta așa. Bine, mulțumesc. Aici cineva. Supuneți la aprobare proiectul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Abținere, domnul Barna. A trecut și proiectul numărul 5 cu 12 pentru, 2 împotrivă, 5 abținere. Mulțumim. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgovna, județul Bacău. Comisiile, vă rog. Urbanism a fost favorabil la limitare. Comisia juridică a fost favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Comisia economică, aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Mulțumim, vă rog. Discuții primare din acest punct. Dacă nu sunt discuții, să pun la aprobarea punctul numărul 6. Cine este pentru? 5.000. Împotrivă? Le abține cineva? Domnul Ștoria a votat pentru, da? Pentru.
Unanimitate de vot, adică punctul 6. Domnul președinte, deși am trecut de punctul 6, o întrebare, dacă știu când încep lucrările efective la cele trei străzi? Domnul consilier, să știți că, așa cum am spus-o și în ședința de aprobare a bugetului, cele trei străzi se prinzi în acel proiect. Proiectarea este făcută, tocmai a sosit săptămâna trecută documentația. Am înaintat-o la Consiliul Județean pentru a demara și ei procedurile de a face parteneriatul, așa cum am făcut și cu strada Visești. Și acum așteptăm inițierea proiectului de hotărâre de Consiliul Județean și după aceea să vedem care va fi calendarul. Ne dorim cât mai repede să putem să rezolvăm această problemă. Proiectarea a sosit, așa cum am spus, și tocmai de-aia și a apărut aceste valori. Prin măsurătorile făcute acum și prin cadastrarea făcută, s-au constatat acele diferențe. Da. Ne dorim cât mai curând. Versificare proiectului cu numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amplasare bazin tampon ca cartier Brugele în Groapa Mare, oraș Cărdona, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Cărdona. Comisie. Comisia de urbanism s-a vizit favorabil de unanimitate. Comisia de politică a vizit favorabil cu 7 voturi din 7 prezente. Mulțumesc. Comisia economică a vizit favorabil 5 voturi pentru din 5 prezente. Mulțumesc. Discuție primată la acest punct. Dacă nu sunt discuții, cu fost de aprobare proiectul numărul 7. Care este termenul? Care este termenul? Împotrivă? Se abține cineva? Nu era. În urmă, unitate de vot, dacă eu vreau să fac că toți suntem la punctul ăsta. Câteva precizări. Lucrările au evoluat, comanda este dată pentru rezervor. În momentul când am semnat comanda cu ei, ne-au spus că durează perioada de construire a lui între 30 și 40 de zile. Din discuțiile telefonice făcute cu domnul viceprimar, probabil săptămâna viitoare ar trebui să sosească rezervorul. În momentul când avem certitudine că sosește, în ce zi sosește rezervorul, începem și excavarea pentru amplasament, pentru că nu vrem să ne apucăm înainte, să nu avem o surpriză. Vedeți, acum vin ploi imediate și fiind acolo o zonă un pic dificilă, să nu avem o surpriză. Sperăm că ați văzut că și sincopa de la sfârșitul săptămânii trecute, când toată Valea Trotușului a rămas fără apă, au lăsat efecte și între Bocna. Faptul că am lăsat câteva ore să funcționeze bazinele cu apă din rezervoarele, s-a destabilizat întreg sistemul, consumul foarte mare pentru că a fost caniculă și e adevărat că unii din locuitori au și udat. Foarte greu l-am putut echilibra. Abia astăzi, în zona Vișoara, nu, în zona Gălean și zona Strada Viilor, s-a putut echilibra după niște măsuri destul de dure de a închide apa noaptea de la ora 23 până la ora 5, pentru că nu rezervorul de la Vâlcere, ce alimentează tot ce înseamnă dincolo de cale ferată, Țărâncuța, Doja, Sarinei, Gălean, Vișoara, Viilor, funcționează pe încădere și pe principiul vaselor comunicate, n-avea de unde să echilibreze. Plus că nici la Vâlcere jumătate de stat avea, iar zona unde trebuia pompată, la fel nu avea de unde era sub limita sorburilor. Și odată cu rezervorul ăsta, practic vom echilibra, vom avea 100 de metri cub de apă stocați undeva care îi putem oarecum utiliza în vremuri din astea mari. Dificile. Mulțumesc! Mai e cineva? Discuții? Atunci trebuie să fie aprobarea punctului 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu, 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 punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, instalație electrică de termoforizare de piele și pietonal oraș Cărbogna, județul Bacău. Inițiator primar orașului Cărbogna. Comisia. Comisia de urbanism s-a zis favorabil la unanimitate. Mulțumesc. Comisia juridică a zis favorabil cu 6 voturi pentru și cu abținere. Mulțumesc. Comisia economică a zis favorabil 4 voturi pentru o abținere. Mulțumesc. Discuție primată în acest punct.
Domnul consilier. Oarece mi-e la mărire de testare la proiectul acesta, nu mă pot pronunța, pentru că nu sunt nici conducător auto, nici, să zic, instructor auto sau așa, dar mi se pare totuși ceva neregulă cu proiectul ăsta. Adică poate sunt prea multe locuri de semaforizare care ar conduce la niște găzduiri și niște încălcători. Deci nu a rezolvat decât 50% problema aglomerației din Cineva. Dacă s-ar putea, deci aș fi de acord, dar să mai analizeze, să mai revize, dacă se poate, faci sub altă formă. Dar nu pot să-mi dau eu părerea, cum sunt specialist, dar poate mai iau cuvântul alți consilieri și semaforizarea e mult mai bună decât trecerea de pietonă, nu-i consilier. Semaforizarea e foarte bună, e indicată în toate orașele mari. Așa cu trecerea de pietonă, cum sunt cele două treceri de pietonă, acolo la Castrani, n-ai cum să te încadrezi, se face rândul dincolo de pe aici, tot timpul se e blocat. Prin semaforizare, totuși, ar să fie mai fluent circulația. Domnul. Vă rog, mulțumesc, domnule primar, stimați colegi. Părăcunul cred că face referire la documentul atașat în ordinea de zi la proiectul de hotărâre numărul 8 a instalației electrice, care cred că mai poate fi perfecționat, perfectibil, completat. Despre asta este vorba. Da. Ne interesează. Lucrarea rămâne strict în parametrii prezentați în fișă, în schiță sau poate evolua, poate fi perfecționat, modernizat, optimizat. Aceasta este întrebarea. Mulțumesc. Bine, să mai uite specialul și de și găsesc soluția cea mai bună. Deci, poate... Da, domnule. Ce ne mai are? Dacă nu vreau să intervin puțin. Domnul, da. Cred că mai puțin. Fluidizarea orașului Târgoviște este foarte importantă și pornim de la acest concept. Este adevărat că nu le putem face pe toate și să fluidizăm un orașul printr-o singură investiție sau printr-o singură acțiune. Și atunci am apelat la firme de specialitate, pentru că nu putem construi sau nu putem face fără sprijinul celor care sunt îndemniți să facă așa ceva. Am apelat la această firmă de profil și ei au elaborat acest document corelat și cu celelalte măsuri pe care noi le-am prezentat că am dorit să le facem ca etapa următoare. Practic, fiind localitatea traversată de drumul național 12A, de la vest la est, faptul că localitatea mai are o stradă tot de la vest la est, foarte importantă stradă Capitan Bușilă și avem doar în zona centrală o legătură între cele două străzi care la un anumit moment avea deschidere cu ambele sensuri datorită faptului că acolo s-a aglomerat prin parcări, s-a renunțat la ambele sensuri și s-a făcut o circulație pe un singur sens la un moment dat pe o direcție. După care, ca urmare unor petiții înaintașe de locuitori în orașului, tot prin Consiliul Local s-a schimbat sensul, dar problema tot n-a fost rezolvată. Și atunci, prin această investiție, gândim ca să semaforizăm zona centrală, păstrând cele două treceri de pietoni, pentru că a fost discuții să renunțăm la una din ele sau să renunțăm la amândouă și să construim una chiar în mijloc, dar care nu satisfăcea nevoile locuitorilor, pentru că ar fi trebuit să facem niște deplasări în stânga-dreapta și vrem să fluidizăm prin deschiderea ambelor sensuri pe strada 9 Mai. Acolo vor mai fi câteva lucrări de lărgire a străzii în zona blocului A11, pentru că vrem să translatăm locurile de parcare acum făcute acolo în lungul drumului, să redăm puțin în lateral și să avem două benzi de circulație. Și aceasta este o primă etapă. Etapa a doua. Împreună cu specialiștii din primărie vom lansa o procedură de cartografiere și de elaborare a unui proiect unitar pentru parcări, iar în cadrul parcări de rezidențiale din incintele blocurilor și împreună cu colegii au rezultat următoarele discuții că actualele intrări la blocuri sunt insuficiente. Și prin proiectul care dorim să-l facem și atunci când vom face licitația și va veni proiectantul, îi vom cere să găsească soluții, să facem o intrare sau ieșire lângă spațiul sau proprietatea Munca și fostul Rom Telecom. Acolo este o trecere, dar așa o trecere neautorizată. Vrem să facem acces în zona blocurilor D. De asemenea, vrem să facem o intrare și o ieșire, dar doar pentru autoturisme, toate aceste intrări pentru autoturisme până în 3,5 tone.
De asemenea, vrem să facem o intrare-ieșire în zona blocului D1, în fața acolo, ca să putem avea acces în 1 mai. Și, practic, zona blocurilor D și E vor avea 4 căi de intrare-ieșire. Două sunt deja existente, una la, de pe Tudor Vladimirescu și una prin față la fosta Coșna. Și cu acestea două vom avea 4. De asemenea, la blocurile A, din incinta de la, care la fel este de aglomerată și are doar o singură intrare, încercăm să facem o ieșire și intrare în zona blocului A2, A3, acolo unde deja a și fost, sau A1, A2, A1, A2, și de asemenea să facem o ieșire în formă de S în, între blocul A12, blocul ANL, și blocul A10, scara F, sau cât e aia, și să ieșim iarăși în 9 mai. Și atunci și zona blocurilor A vor avea 3, mă rog, zone de intrare-ieșire. De asemenea, în zona blocurilor B, vrem să facem la fel intrare-ieșire în zona blocului între B5 și B6. Iarăși acolo e un spațiu care ar permite să facem aceste ieșiri. Deci aceasta va fi a doua etapă, pentru că în cea de-a treia etapă vom propune să facem sensul giratoriu de la strada DN12A, Costache Negrii, cu 1 mai. Dar lucrurile astea trebuie să mergem în paralel, pentru că știm cu toții că în zona blocului A10, în zona blocului unde acum funcționează magazinul Flancu și poșta, sunt foarte multe mașini parcate pe, și alea trebuie să le găsim locul, să le ducem în incintă ca să eliberăm acolo zona, pentru că în sensul giratoriu nu mai poți să ai parcaj. Și atunci vom merge cu, în aceste trei etape. Aceasta este prima etapă, o elaborăm, fluidizăm zona aceasta, facem între timp până în toamnă zona de proiectul cu parcările, sperăm ca în primăvară să ieșim cu el și să începem să și construim parcările și după aceea să construim sensul giratoriu. Sensul giratoriu este foarte important, dar faptul că localitatea este traversată de DN12A, este drum național, sunt niște reglementări specifice pentru drumuri naționale. Și aici va urma un studiu de trafic și o întreagă documentație de avizare. Acolo unde localități, municipalități au în proprietatea directă străzile, le-a fost mult mai simplu că în baza hotărârii Consiliului Local și cu avizul de specialitate de la poliție au primit avizările. Da. Aici sunt niște reglementări, ați văzut și la intrare Lunești cât de greu s-a putut face acel sens giratoriu și dincolo până s-a asfaltat spre Adjud. Sunt niște reglementări naționale care trebuie să le respectăm cu toții. Eu vă mulțumesc și eu cred că e o etapă importantă în derularea urbanistică acestui, prin acest proiect. Mulțumesc. Nu, vă rog, domnule. Domnul Orsă. Domnul Orsă. Vă rog. Până la urmă, de la coada, prima dată să vedeți să faceți sensul gelatorul. Dacă m-ați făcut sensul gelatorul, până la să faceți acum semaforizare, cum este aici de pieton. Când faceți sensul gelatorul, o să vă oblige să mutați treceri de pieton, semafoare. Noi, primul lucru, trebuie să facem sensul gelatorul. Pentru că e blocat tot orașul acolo, drumul spre Pântele și Pântele de Oșteanu. Sensul giratoriu, v-am explicat, nu neapărat costurile, nu costurile sunt o problemă, dar specialiștii care au făcut acest proiect și care vor face și pentru că sunt abilitați în acest lucru, au spus că așa este ordinea firească, pentru că sensul giratoriu degeaba începem să-l construim dacă nu avem soluția unde să mutăm mașinile. Iar acum, dacă ne-am fi apucat de sensul giratoriu, ne-am avut parcări legite, cele aproximativ 30 de mașini, poate chiar 40 sunt acolo pe ambele zone, trebuie să le dezlocuiești undeva. Unde le Seara sunt, da, practic și traficul se găsesc iar dacă noi acum asfaltăm urgent strada Cimitir, scoatem tot traficul din partea Galeanului, care merg spre Ionești, numai de aici la drumul Barcelonei, în Tesețe, și le blochează în Tesețe. Așa este. Dimineața, ca să mă duc la Plăte sau până la Bacău, am intrat pe strada Cimitir, pentru care a ferată ca nici ceva unei, se oprește o dată la un tren la 5 ori, la 4 ori. Și am scos traficul jumătate, nu, am scos 40% din trafic, l-am scos prin Gălean. Domnul consilier, dumneavoastră aveți perfectul dreptate și eu nu pot să spun că raționamentul nu e corect, dar v-am spus, în ordinea asta le-am atacat pentru că și disponibilitățile financiare pot fi făcute așa.
Odată cu sensul giratoriu pe care ne dorim să-l facem la strada Bunul Mai, vom face în aceeași documentație și un sens giratoriu la divers, la nivel redus, la intersecția Ion Creangă, ăsta Mihai Eminescu cu DN12A, acolo în colț, la unde, unde practic apar patru benzi. Cei care se ocupă și obțin avizările astea, așa au recomandat. Nu putem încerca să dacă merge, trebuie neapărat. Păi, dar nu poți să faci până nu ai autorizări. Nu e din alea de plastic. Dar nu asta e problema. Autorizări pentru că noi nu putem interveni. Nu vedeți și trecerea de pieton la nivel de localitate. Noi facem o documentație de chinuri jumătate de an cu ea până când vin cei de la Trenul Național să o vopsească. Asta de vorbă cu domnul Dumnezeu, prin șeful poliției rutiere Bacău. Și ne-a spus, începem cu sensul giratoriu, pornim greșit și după aceea vin modificări și vin bani, iar nu, mutăm de aici și tot aceeași bani în da. Cu parcările v-am înțeles, o să dureze cu parcările pe locul, cred nici la anul, când sunt mari. Dar asta se poate face foarte ușor, strada aia la cimitir și sensul giratoriu. Da, trebuie să avem 200 de milioane numai pentru studii. Da, domnule, să ați avut discuții cu poliția rutieră, nu? Cu baza proiectului ăsta. Păi aici nu. Noi acum avem studiul făcut, documentația făcută, așteptăm acum să validați dumneavoastră, dacă validați. Sunt discuțiile făcute cu organele de avizare de la poliția rutieră și după aia putem trece la executarea lui. Acum, asta este mersul firesc. Da, ne-am dorit ca să avem o localitate fluidizată repede. Ați văzut și sincopele care s-au întâmplat și la ieșire din localitate spre Cumănești, cu acel trafic deviat și cu toată starea de emoții care a fost creată. Acum un an de zile sau doi a fost cu partea despre Zlărin. La fel, da, infrastructura rutieră... Și Comăneștiul este totul are de modificare. Sens giratoriu, dar tot ce l-au făcut ca foarte. Sensul giratoriu de acolo l-au făcut cei de la, mă rog, acei dezvoltatori care s-au preocupat. Și a dat autorizația, le-a dat primăria orașului Comăneci. Și tot DN12, așa. Dar nu autorizația, că autorizația nu e chiar. Da, de la Kaufland. Știți foarte bine cum e politica cu acești operatori de tip hipermarket. Mai intervine cineva? Domnul. Nu știu, acum totuși pentru fluidizare eu aș vedea renunțarea la o trecere de pieton acum. În primul rând că sunt prea apropiate cea de la bastion de acolo cu cea din zona magazinului lor. Ori una altă. Trebuie să mai gândim la pietoni, nu mai e mașină. Este destul de greu. Gândiți-vă că... Puterea obișnuinței, dacă am desfințat, ca asta, cu asta am pornit. Hai să desfințăm trecerea de la pasion. Așa zis, că așa ne știm noi la pasion, da? Deci tot ce înseamnă locuitorii care vin din zona de vest a orașului, nu vor traversa prin piațetă, pe la Castroane, la așa, sau pe partea altă și să treacă pe trecerea de la Roger. Și inversii la fel. Ei au spus, domnule, păi hai să facem una la mijloc, ca să păcăm și prin situația. Și mai complicat, ca să aduci pe toți din zona de jos a orașului, să traverseze pe față pe la Roger, deci face acolo trece de pietoni o încărcătură, vine până în colț, așa, și apoi, adică vine într-un lân. Așa, odată pe această semaforizare, practic, va crea funcționalitatea ambelor treceri în același moment. Când s-a pus roșu, se distribuie pietonii pe ambele treceri de pietoni. Doar așa. Da. Deci așa vor fi sincronizate. Și atunci, cei care fac astfel de gândiri, de aranjamente, cu asta e soluția că nu vine. Eu acum putem fiecare să spunem că ar trebui așa, că ar trebui așa, dar din păcate noi analizăm acum această documentație. Vrem o altă documentație, o altă de vedere, o lume iar de la ce se căută, dar... Știți că sensul giratoriu a rezolvat toată lumea. Păi, asta am spus. Am spus la ieri, am spus aici, 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 peste tot să știți în Occident, nu știu dacă o să se mă facă. Am și spus că este etapa numărul 2, construcția sensului giratoriu. Domnul colegi, dacă mă gândesc că punerea în aplicare a proiectului de hotărâri, conțin local, conțin amponizarea pe care o face noi acum, va dura 2-3 luni, perioada când orașul practic se descongestionează. Acum este fierul roșu. Părerea mea ar fi să mai chipzuim, să consultăm și poliția rutieră,
Pentru că, într-adevăr, cum spunea domnul Mar, sunt specialiști cei care au elaborat, dar numai că specialistul îți vinde, dar poate vinde mai multe variante. Nu știu dacă urgența este urgentă, nu, Doamne ferește, nu s-au făcut și ne dorim cu toți. Dar haideți să încercăm un pic să, cred că ar fi bine, sugerez, să temporizăm, să încercăm și o altă variantă, pentru că dacă există riscul să aruncăm sau să risipim banul public, e păcat. E păcat că avem la dispoziție încă timp ca să le facem până în vara viitoare să fie lucrurile altfel. E foarte greu traficul. Cu toții, când ajungem din partea de jos până la primărie, facem 10 minute în cel mai bun caz. Dar dacă există risc să pierd banii, mai degrabă mai stau, mai chipzuiesc, oricum nu putem, până în doamnă nu se poate întâmpla lucrurile astea. Eu o sugestie. Domnul consilier, raționamentul dumneavoastră e corect, dar trebuie să luăm în calcul următorul lucru. Că utilizăm resursele anului financiar 2021. Resursele anului financiar 2022 nu le putem retranslata din 2021. Chiar dacă așa ar fi, ca să facem o fluidizare compactă și să intrăm și cu semaforizare, și cu sens giratoriu, și parcări, nu poți să vrăvuiești tot orașul în același moment. Pentru că nu ai cum. E foarte complex. Și atunci, etapă cu etapă, am pornit în construcția bugetului și am spus-o de la bun început că aceasta este, mă rog, mersul și în această etapă, este adevărat că procedura de licitație și procedura de asta nu începem acum, când vă dați seama, la 1 august, atunci când iese și trafic. Undeva la 1 septembrie, cred eu, sau eu știu, 15 septembrie, când pot fi finalizate toate documentele, ar putea să înceapă și am rezolvat o problemă până în octombrie, noiembrie. Traversăm iarna, în toată partea de iarnă obținem toate documentațiile și toate avizele de la drumul național să construim sensul giratoriu, lucrând în paralel și la proiectul cu parcări. Și în primăvară ieșim parcări și în sens giratoriu. Există două riscuri, domnul primar. Cel mai mare, să cheltuim banul mai durat, părerea mea, sau parțial din risc, nu vreau să spun altceva. Constructivă este discuția. Și a doua, dacă într-adevăr, mi se pare foarte tehnic ce a zis colegul Traian Ursu cu distanța dintre sensul giratoriu și semafoare. S-ar putea să facem din nou cheltuiala, să repoziționăm trecerea și semafoare. Tehnic vorbim. Acum, haideți să procedăm la trecerea. Aveți, nu e un pot să sau să, dar trebuie să luăm în calcul că nu doar în Târgoca se face semaforizare, ci în toate localitățile care își doresc semaforizarea aceasta. Și în Onești, la intrare, avem și sens giratoriu și peste 100 de metri ai trecere de pietoni și semaforizată. Da, deci, eu nu am nicio problemă. Dumneavoastră decideți, dar dacă vom sta și să așteptăm că vom face în întregul său proiectul, eu cred că nu va fi un proiect de succes. Dumneavoastră veți decide. Nu cheltuim nici banii pe... Se poate cere un aviz la poliție rutieră? Să mai vedem. Întreb. Păi, păi, documentația o avem, discuțiile sunt făcute și poliția te răspunde până în baza la ce? Nu trebuie să ai hotărârea de Consiliu. Hotărârea de azi. Ce să... Vă spune, poate... Domnul, știți foarte bine cum funcționează avizele consultative. Nu m-am hotărât. Da. Da, să faceți... Mai intervine... Când proiectul cu semaforizarea intră și amenajarea parcărilor acolo, pe două sensuri, pe ăsta e în cadrul proiectului, doar se în acest studiu și în această sumă. La amenajarea străzii 9 mai, cu lărgirea acolo, o vom face pe forțe proprie cu compania din subordine, cu cine o putea... În același timp. Păi, o face totodată. În același timp? Da, dacă nu o faci în același timp... Păi, în același timp, păi 9 mai, reglementăm în același timp cu semaforizarea. Păi, eu altfel ce faci? Faci semafor și noi poți să-l utilizezi? Nu. Mai intervine cineva? Discutam aici dacă e un normativ în vigoare care prevede o distanță minimă între exteriorul biserii giratoriu și semaforul. Păi atunci nu mai faci semn giratoriu, dacă tu nu respecti ce spune semn giratoriu. Păi unii nu. Dacă e distanță minimă, și cât e. A distanța la pandemie la sensul giratoriu cât e 10 metri. Distanța de sensul giratoriu la 10 metri. Ce stare are spre modul cu gardul, de fapt, nu sunt acolo
acolo o încremătură de semaforizare și de sensul girator va implementa drumul național cu drumul județean, pentru că IDN 12A cu 116 Bârsănești Oiuri și îl reglementează prin sensul girator, iar aici avem altceva. Adică... Un pic mai avem. Na. Da, domnul Vasile. Domnul președinte, că s-a făcut sensul girator de la gara acolo, da. Deci de trece prin pietron s-a dus la 100 de metri distanță. Da, s-a dus prin partea. Poftim? La poate, una este mutată. Este în față la Nevila. Nu e în față la Nevila, în față la Mila. Și acum, cu semaforul... Păi și noi avem o trecere de pieton la Roger, noi vom avea o trecere de pieton la Roger în față, iar până în sensul geratorului ai 300 de metri. Până în axul, păi cât? Nu e așa? Da, mă rog, eu nu pot să contrazic aici documentele care au elaborat niște oameni care sunt de specialitate. Nu, dar dacă nu mai e nimeni, să puneți la aprobare proiectul dumneavoastră pentru aprobarea instalației electrice și proiecte. Cine este pentru? Alo? Cine este pentru? Eu vă mulțumesc pentru, și chiar l-aș ruga pe domnul Traian, pentru că este un om care a lucrat în sistem și chiar și domnul consilier care aveți studii în domeniu. Haideți în momentul când ajungem să elaborăm și să lansăm și vor veni constructorii, cu informațiile pe care le aveți dumneavoastră și cu ei, să găsim soluția cea mai corectă și cea mai bună, că să nu să ducem un proiect frumos la finalitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Proiectul cu numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgoviște pe trimestrul 2/2021. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Discuții pe marginea acestui proiect. Comisiile. Comisia economică a fost favorabil. 5 voturi pentru. Discuții. Trecem spre aprobarea acestui punct. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Se abține. Mă abține. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și acceptărilor aferente proiectului, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 1, oraș Târgoviște, județul Bacău. Comisii de vreo. De urbanism a fost favorabil la limitare. Comisia juridică a zis favorabil cu 7 voturi pentru, deci 7 prezenți. Mulțumesc. Comisia economică a fost favorabil. Mulțumesc. Discuții. Domnul primar. Doar eu vreau să vă informez cu stadiul proiectului. La această oră constructorul lucrează din plin, cu toată forța disponibilă. Se lucrează masiv la corpul, primul corp și la al doilea la consolidarea sa. Până acum constructorul are undeva o producție aproximativ de... se apropie de 4 milioane de lei. Am făcut o primă cerere de plată de 1.500.000. Am făcut o documentație la organismul financiar finanțator să ne acorde un avans de 10%, pentru că așa prevede legislația și asta înseamnă aproximativ 1.700.000 de lei. Și cu aceste mecanisme de plată, practic constructorul va ajunge oarecum la zi cu lucrările. Lucrează în ritm susținut și a luat angajamentul că ar dori cât de curând să finalizeze corpul principal, adică corpul din față. Ar putea să mai apară o sincop în neînceperea școlii, pentru că acolo, chiar dacă corpul principal este finalizat,
trebuie finalizate și toate legăturile din ceea ce privește utilitățile. Centrală termică, instalații electrice, conexiunile, rezervorul de apă care trebuie să asigure împotriva incendiului și alea toate care sunt amplasate pe celălalt corp va putea crea o oarecare sincopă. Ne dorim ca această investiție să o terminăm cât mai repede, pentru că disconfortul creat la nivel de învățământ, mutând elevii de la școala numărul 1, o parte la școala numărul 3 din zona de jos, o parte la liceul la Costan Chenegri, la Colegiul Național, am curcat un pic și activitatea de la colegiu. Anul trecut au putut funcționa pentru că a și fost zona de pandemie și s-a mers mult pe online, dar sperăm ca din toamnă să revenim la normal. Și acolo clasele care le-au acordat și le-au pus la dispoziție cei de la Colegiul Național sunt practic laboratoare. Deci e o discuție și astăzi am avut o întâlnire cu doamnele directori de la toate unitățile școlare. Le-am prezentat situația, facem tot ce ține de noi ca acest obiectiv să se finalizeze în bune condiții. Sunt multe instituții implicate, avem o dată constructor, avem consultant, avem proiectant, avem instituția primăriei, organismul intermediar financiar care înseamnă ADR, Ministerul Fondurilor Europene care e finanțatorul principal, avem organismele ISU, Inspecția în Construcții, dirigintele de șantier, deci sunt aproape 10 instituții implicate care încearcă să găsească soluții rapide ca această investiție să fie finalizată. La terminare vede și toate aprobările. Da, sigur că da. Această investiție e o provocare pentru executiv și pentru Consiliul Local, pentru că e o finanțare cu fonduri europene în noul model pe POR și cu niște reguli foarte stricte. Dacă celelalte investiții care s-au făcut cu fonduri proprii sau cu fonduri guvernamentale și au avut altă metodologie, poate puțin mai simplă, aici e foarte riguroasă și cu niște termene destul de lungi în punerea în practică. Da. Mulțumesc, completările adusea. Trecem spre aprobarea punctului 10. Cine este pentru? Împotrivă, de acțiune cineva, nu am mâncat pe votele 13.10 al ordinii de zi. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a unor parade comunitare în orașul Târgovna, județul Bacra. Inițiator, domnul consilier local, Bana Cristian. Comisia de urbanism, disfavorabil, la nimic. Mulțumesc. Comisia politică a vins favorabil, 7 voturi, 3 voturi, 7 prezenți. Comisia economică? Comisia economică a vins nefavorabil, 2 voturi pentru, 3 abțineri. Discuții din nou în acest lucru. Domnul consilier Barna, ceva completă? Da, am văzut o idee, pentru că este un prezent la nivel comunității, la Bacău, Onești, mai este împlinit dacă de domne talame în piața aia vărăște domna, păi trebuie să sunt ocupate pe care nu zice, nu așa trebuie să vezi mie într-un cătură local. Și sunt o grăbată în afara pieței, care duc produsele pe marginea Caldarânului, marginea. Cele trei talame sper că vor crea un confort la celor mici producători, nu persoanelor care vor fi de se cuve de la campir sau de la cineva să se vândă amblor. Cantități foarte mici, nu numai produce din producția proprie, nu lactate, nu ouă, nu... Deci cum legume, fructe și atât. Legume, fructe, verdețe, care le produce normal. Da, nu produce în teoria animală. Da, înțeleg. Mai intervine cineva? Dacă nu mai intervine, se pune spre aprobare punctul numărul 11, care a fost inițial de domnul consilier Barna Cristian. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-au răzgândit la comisie până. Mulțumim. Punctul 12. Cel mai fierbinte. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cine se înscrie? Domnul Maciucă,
Vă rog, domnule. Domnul primar a rămas dator de data trecută. Un răspuns, dacă grădinițele cu picor au autorizație ISU, am înțeles că la Casa de Cultură este și la și liceul nu are autorizație ISU. Dar grație știu dacă grădinițele au, că nu am aflat. Dacă grădinițele cu picor au autorizație ISU. Domnul consilier, atâta timp cât nu aveți o atitudine civilizată cu mine și în mediul online și în mediul real, nu vă răspund la nicio întrebare. Am înțeles. Când o să știți să purtați un dialog civilizat și în mediul virtual și fără a face tot felul de pamflete și a mă schimonosi în tot felul de poze, până atunci nu am ce să vă răspund. Am înțeles. Altfel. Domnul Barba. Nu, n-am terminat. A, n-am terminat. Nu, n-am. Deci asfaltarea în Tisești sau cărbeala din Tisești a început să cedeze. Noi suntem cei care clădim în final. Deci, nu știu cum s-a făcut recepția, dar vă spun că la un cap de pod, unde s-a dus capul de pod în râu, nu a fost scos și nu a fost pus la loc. Astea sunt lucrurile care trebuie să remediate în orașul Revolna pentru a începe mai asfaltare din Tisești, pentru că cetățenii întreabă când se asfaltează în Tisești, împreună cu Consiliul Județean. Există o dată la care să ne așteptăm un calendar. Prin discuția la ieșit, vor asfalta asta, dacă se știa, cu perioada când până la nu este așa. Toate comunicatele noi le facem publice pe pagina de internet și vă prezentăm de fiecare dată toate etapele. A intrat în polemică cu domnul consilier care își face doar imagine, nu vreau să lăsăm. Deci, după părerea mea, ar trebui ca primăria să previzuiască încă o dată concesiunile pentru a vedea dacă cei care au concesionat terenurile de la primărie se țin de cuvânt. Și fac referire la o locare care o așteptăm să fie modernă de câțiva ani, da? La care poate fi pusă și o toaletă publică și apropo de toaletă publică, vreau să zic că cea de la punctul de informare turistică, în modul cu cheie, cum ați hotărât, nu prea funcționează. Să nu înțeleg că a fost făcută din bani publici și o folosesc doar cei care au cheie. Dar scrieți toaletă publică și înseamnă deschisă și implicați-o, nu știu, noaptea, de la 10 la 11. Pentru că facem cu bani publici și folosesc doar unii. Și chiar nu este o soluție. La potrivit pentru reabilitarea fântânii de pe Walter Mărăcineanu, dar lucrarea nu este terminată. La acea fântână trebuie pus un capac, făcută o zonă de protecție, ca să nu intre animale și să mai cadă în fântână, precum și o analiză a apei, să vedem dacă este potabilă, nu este potabilă și la mai multe fântâni reabilitate, ce să zic? Da? Pe strada Cireșoara. Nu ați rezolvat problema pentru care domnul a venit în audiență la mine. Da? Ați dat cu bunul, pentru asta sunt audiențe la consilier local, pentru a vă informa. L-ați informat corect la cetățean? Va trebui. Da? Domnul consilier, ați avut puterea să vă informați corect? Da, ați dat buldo peste drum și asta a plecat pe drum, n-a mai trecut pe sub pod. N-ați decolmatat exact cum a fost făcut în cer. Domnul consilier, nu mai dezinformați nici pe cei care astăzi vă urmăresc, nici ceea ce este mai ascultat, mă ascultați, da? Dacă nu, vedeți așa mână. Da, domnul consilier, ziceți. Da? La Părculețul Copiilor, unde se amenajează acum... Iar aveți dumneavoastră soluția. Nu mai preluați din instituție modelele și apoi veniți să sunteți dumneavoastră gurul, domnul consilier. Haideți, vă rog frumos. Aveți decența să nu mai preluați documente din instituție ca și ar fi dreptul de dumneavoastră. Așa cum a fost înainte, cum nu iau mașini pentru protecția copiilor, să nu iasă în stradă. Bine. Și când va fi construit gardul, a fost ideea dumneavoastră, nu? Haideți-o, nu cădem în ridicul acum. Ideea mea ce este sau ideea altora? Nu e bună ideea sau care este bună? Nu, veniți cu ideile proprii, nu le luați cu ideile investiții. Ideea părinților, domnul. Nu mă reprezintă. Domnul consilier, să aveți decența și să nu preluați etapele din lucrări și apoi veniți dumneavoastră și vă lăudați pe Facebook câte lucruri ați văzut dumneavoastră și ați văzut cu coada la cereașă. Haideți.
Aveți decența asta. Veniți cu idei proprii, puneți-le în practică, susțineți un proiect viabil și apoi, cu siguranță, execuți. Știți foarte bine că am depus proiecte, știți bine ce s-a întâmplat cu ele, știți mai bine decât nu trebuie să vă spun. Da? Pe strada Cinegrii, da? Prelungirea lui Mihai Minescu, ca să zic așa, am depus pe votul Creangă, sunt niște opice stâlpi din aia mentală și care sunt ruginiți și ar trebui să dispară dacă vrem să... Ați votat cumva bugetul? Nu, și nu asta îl votez. Și atunci de ce v-ați întrebat? V-ați trecut cumva în amendament? Văd că mai mulți bani s-au pus la biciclete decât să băgăm în apă la niște oameni care așteaptă apă. Da? Pentru că așa aveți dumneavoastră priorități. Nu am primit nici până acum contractul de management administratorului public, ceea ce arată iar câtă grijă a stat de Consiliul Local să-l informați. Și în afară de asta, în loc de administratorul public, să-și facă curățenie pe terenul care și l-a cumpărat. Da? Că au crescut pălăriile iați. Nu putem cere la cetățeni dacă noi care suntem în fruntea instituției nu dăm un exemplu. În zona râului Lănin, care se vasă într-o duș, există un râiaș mic cu dejecții. Poate vreau să meargă acolo și să vadă ce se întâmplă. Da? Am depus o solicitare la urbanism să mi se arate două documente. Una am depus-o un an, acum un an și una acum 6 luni. Nici până ziua de azi nu ați vrut să mi dea arătați. Ceea ce mă duce în cu gândul că domnul fost primar și Roiche Ștefan este în ilegalitate, precum și domnul Moscu, tot în ilegalitate, cu construcțiile pe care și le-au făcut. Da? Haideți să începem de la lucruri legale și pe urmă mergem la lucruri frumoase. În ianuarie ne spuneați că aveți pentru cinematograf și pentru Casa Borisov depuse la CNI. Da? Și că le vom face. Am ajuns în vară, nici acum. La ședința de comisie ne-a spus că veți dărâma cinematograful, că nu are fundație. Haideți să vedem dărâmăm pe toate, că e mai simplu, nu? Da, dar, domnul consilier, să mai luăm și pe domnul Barna. Gata, și de acum înainte mă voi adresa instituțiilor, altor instituții, pentru că la primărie nu găsesc înțelegere. Nu înțelegere pentru mine, că nu am cer locuri de parcare pentru mine, pentru cetățeni. Și așa se trăiesc pe toți cetățenii, care nu găsesc răspuns viabil la primăria de vot. Mulțumesc. Domnul Barna. Eu am două întrebări mai aplicate, să zic, nu vreau să pun întrebări la general. Guvernul săptămâna trecută a dat niște bani pentru refacerea infrastructurii în urma inundațiilor. Întrebarea e câți bani au rezultat să fie ceruți în urma inventarierei, câți bani a primit pe Borna și ce se va face cu ei. Asta e o întrebare. A doua este... La proiectele aflate în derulare, dacă puteți să nu mai spuneți ce se mai întâmplă și pe CNI, în afară de școală, unul celelalte proiecte. Și ultima întrebare, la ce proiecte voi lucrați acum? Așa. Cu privire la, domnule consilier, cu privire la calamitățile pe care le-a suferit și orașul Târgu Ocna, au fost trei etape când comisiile mixte formate din reprezentanții prefecturii, ISU, Apele Române, Consiliul Județean și Inspecția Construcției, am evaluat pagubele. Cele trei procese verbale sumate, după ce au făcut verificările în teren și au văzut situația reală, au totalizat o sumă de 142.000 de lei. Din 142.000 de lei, nu știu pe ce algoritm și pe ce modele de calcul, dar orașului Târgu Ocna i-au fost repartizați 42.000 de lei. 42.000 de lei care îi vom încasa atunci când vor veni și îi vom distribui în costurile care au fost deja făcute, pentru că efectele inundațiilor trebuia să le înlăturăm rapid. Am făcut un contract cu compania de utilități publice, nu, cu Util Conseca, de reabilitarea străzilor, cele balastate, au fost rearanjate, renivelate pentru ca locuitorii și așa după o lună de zile de ploi să poată circula în condiții normale. Vedem acum când vom primi și banii. Oficial am văzut actul normativ,
probabil vor face acum la rectificarea care se anunță și oricum va trebui să aprobăm și în Consiliul Local în rectificare de buget această sumă. Cu, pe partea de proiecte, acum se derulează investiția de la școala numărul 1 prin POR, se finalizează investiția de la Colegiul Național, s-a construit acel zid de protecție antifoc cu obiectivul din laterală, e vorba de magazinul Penny, și urmează să se facă recepția finală. De asemenea, pe fonduri proprii, acum avem în implementare locul de joacă, avem camerele video care au început săptămâna trecută și se lucrează, ele se implementează, vom face dispecerat aici și astăzi domnii directori spuneau că trebuie să găsim o soluție ca după ce terminăm acest proiect să integrăm și sistemele de supraveghere ale lor de la unitățile școlare, bine, cele de pe exterior și cele care pot fi făcute să le integrăm în acest sistem. În aceste zile am am stabilit cu compania de cu Util Conseca să începem lucrările undeva la început de septembrie, pentru că atunci mai finalizează din celelalte lucrări, ca asta e capacitatea de lucru. Rezervorul de apă de la Vâlcele îl așteptăm și sunt va fi derulat. Am decolmatat șanțuri și podețe, s-a reabilitat acum zilele trecute podețul care urcă pe strada Primăverii, de pe Salina de acolo. Pe partea de lucrări și de investiții, continuăm cu cele două proiecte, reabilitarea străzilor din cartierele orașului și străzilor din zona centrală, cele două proiecte care sunt începute și au niște hotărâri de Consiliul Local. Suntem în faza de tot intabulăm la aceste drumuri și sunt depuse spre finanțare. Pe partea de Compania Națională de Investiții din vechiul proiect cu cele 8 străzi de reabilitare, nu, documentația este în analiză, nu au făcut niciun pas. PNDL-ul este suspendat în ceea ce înseamnă plăți și noi mai avem de făcut plăți, chiar zile trecute ne-au sumat furnizorii de echipamente și mobilier, pentru că construcția s-a terminat, furnizorii de măsuțe, scaune, echipamente acolo ce au fost, alea de bucătărie și faptul că instituțiile guvernamentale au suspendat plățile și noi suntem oarecum într-o sincopă, suntem într-o negociere și într-o eșalonare. Care e semaforizarea care o să uit în drumul. Proiectul cu cele două proiecte la care am lucrat cu Consiliul Județean și pe partea de Sești, acum se face proiectare, avem asocierea făcută și s-a trecut la proiectare, se lucrează la proiectare pe partea aceea, iar săptămâna viitoare vom încheia documentul final cu privire la licitație de valorificare turistică, cele două șirii de străzi, piațetă și în momentul când va sosi și am semnat contractul cu constructorul, vom stabili eșalonarea investiției cu care începem. Noi ne dorim ca să facem să începem cu străzile. De asemenea, propun proiect cu finanțare europeană, e investiția de la școala numărul 2 și acela a pornit și se află în faza de semnare contract. În august. Sperăm să fie. De asemenea, așteptăm să fim chemați la Ministerul Mediului cu acel proiect de iluminat public, cele 700 de lămpi care le vom înlocui și vom lansa licitația imediat de execuție și lucrăm în paralel tot la un, pentru că Ministerul Mediului a suplimentat finanțarea și lucrăm acum la încă o documentație pentru a mai înlocui încă un set de lămpi la nivelul localității. Am întreținut spațiile verzi, am întreținut zona centrală, zona de parc e cosită, acum ne chinuim să strângem tot fânul uscat de acolo, nu dorește nimeni să-l ia, nu mai sunt animale la nivel de oraș care să fie interesați. Funcționează piscina, acolo nu avem personal și am dislocuit personal din cadrul instituției să facă prin rotație și să asigurăm funcționalitatea ei. Ultimele zile, fiind caniculare, chiar au funcționat în parametrii normali.
Așteptăm și celelalte măsuri de, de relaxare care vor fi de mâine, poimâine, în 1 august. Și așa, o trecere rapidă, să cum bine, n-am venit cu ea acum cu toată documentația, dar principiul astea sunt. Nu mai puteți să legat de drepturile de pietoni în zona Salinei, acolo? Da, la asta s-a finalizat, a sosit avizul. Deci săptămâna e tău zi. Domnul Rusu. Era legii mei. Vă rog, doamne. Întrebare de tot s-a discutat de școli. Se găsește o soluție pentru reabilitarea șaleciului tehnologic, e școala care a rămas. Da, pe POR, pe POR încercăm să găsim o soluție, suntem în discuții cu consultanții, să identificăm exact axa. Liceele tehnologice, din nefericire, au fost scoase din lista cu, mă rog, unitățile școlare eligibile în vechile finanțări. Acum POR-ul s-a revizuit și se pare că am identificat o, o axă. De vedere al da, e, structurii e cel ușurează. Da, da, aici, da, într-adevăr, trebuie să... Da, da. Și apreciem că pe fonduri proprii, dar trebuie mai mult de ce am putut pe fonduri, da, proprii, așa, la reabilitate și am face doar funcționalitate, să-i spun. Da, păi tocmai, am făcut. Domnul Rosu, poftim. Domnul primar, pe strada Gălean, da, începând de la domnul în sus, frecvent, m-a iar când o mare presiune, haideți la trecătoare, să se întâmplă. Am spus mai devreme, a fost o problemă. Nu era pe astăzi. Astăzi de dimineață, după ora 9, lucrurile s-au echilibrat. Am discutat chiar cu, și cu conducerea CRAP și ieri a fost conducerea de la Bacău pentru că am cerut suportul lor, pentru că secția de la Târgovna era depășită de situație. Rezervorul de la Bâlcene... A fost situația următoare. Aducțiunea la rezervorul din Vâlcele, care e prins undeva în zona parcului, se face pe coloană de 200 diametri. Iar plecările în cele trei zone, zona Țărâncuța pe 110, Găleam pe 160 sau pe tot pe 200, fiind consum foarte mare, practic cât intra, atât ieșea mai mult decât intra. Și atunci diferența rezervorului era sub 40% și nu reușea să echilibreze și... Eu azi dimineața am văzut două persoane, puteți să verificați, puteți să verificați, s-ar putea să mai fie o singură problemă la ultimele case de pe strada Viilor, cele tocmai de sus, pentru care erau la limita ultimele două proprietăți. S-ar putea să fie o problemă. Diferența de nivel foarte mare și nu mă... Și acolo avea când este un sistem, dar din ce știu eu, lucrurile s-au echilibrat. Mulțumesc. Da. Mulțumesc și eu. Așa o întrebare. Domnul Dan. Fac două. Ce se ocupă de toaletarea arborilor în oraș și de curățarea șanțurilor și aripolelor? Și când se, când se face? Sau de câte ori se face? Într-un an. Pentru că, în urma fenomenelor naturale din ultima lună, am observat că toate strădile se inundă, copacii cad pe firurile de energie electrică, de toate felurile. Ce se întâmplă? Cine se ocupă? O parte din cetățeni am văzut că ei preferă să nu, să lase așa arborii. Ei sunt curtea lor, nu poate arbori. Rămân să facă mari și frumoși. Dar dacă se cadă pe străzi, nu mai trebuie să te ocupă din nou. Cum? Care este regulă? Regulă este următoarea. Tot ce înseamnă arbori de pe domeniul public au fost întreținuți și au fost curățați permanent. Este adevărat că nici nu știu cum să-i spun, fenomenul ăla meteo, care a fost atunci. Practic a smuls din rădăcină niște arbori care nu s-a așteptat nimeni. E vorba de brațchi, a smuls din rădăcină, nu i-a rupt. Că dacă îi spuneai rupt, înseamnă că arborile aveau o problemă. Dar a fost smuls din rădăcină, arborile sănătoși și lucrul ăsta a resetat un pic și pe populație, cei care aveau grijă de acești post. I-am toaletat, i-am curățat, nu am avut fenomene și necazuri, așa cum au fost în alte localități, pentru că permanent arborii care creau un pericol, care erau uscați, care aveau alte forme ale coroanei decât cea normală, au fost curățați. Șanțurile, efortul nostru de astă toamnă și de primăvară de a curăța șanțurile principale, cele care descarcă apele toreții care vin după aceste dealuri, și-au făcut serviciu. Chiar au preluat și n-am avut efecte decât pe strada Cireșoaia, care ea este prinsă în proiectul ăla cu calamitățile, care trebuie să iasă odată.
Șanțurile le curățăm cu mijloacele proprii, în sensul că partea tehnică este asigurată fie de compania de utilități publice, fie de util Conseca, iar munca manuală este făcută de către personalul de la cei care sunt beneficiari ai venitului minim garantat. Îi organizăm pe echipe, îi organizăm pe... și au fost deformatate și șanțurile din Gălean, și șanțurile din Vișoara, și în Petru Inspirescu, și Tăbăcari, și zona Vâlcele, Poieni. Acum am curățat, am finalizat de curățat, dar nu mai e un pic, mai ar fi o zi sau două, acel șanț de la Salinei, un șanț care are un volum enorm, nici eu n-am știut că e atât de mare, pentru că era colmatat 100% pe terenul Ocolului Silvic, acolo am făcut un parteneriat cu Ocolul Silvic și ne preocupăm să le finalizăm cât mai curând, pentru că acestea, dacă sunt curate și asigură descărcarea, nu creează probleme. Cine a făcut curățenia la șanțul ăla? Cine s-a ocupat? În dreptul Salina, deci pe toată lungimea, pe domeniul public, l-am făcut noi cu 416 și cu personalul, iar pe zona Ocolului Silvic a fost un parteneriat între noi și Ocolul Silvic. Pentru că trebuia să descărcăm mai repede. La kilometru 100 ce ne s-au? Poftiți? La kilometru 100 de sondă, asta de sus. Unde asta? Că nu știu. La pe strada Albuiei, acolo a fost curățat șanțul în primăvară sub acele dale și s-au înlocuit acele pișcoturi care au fost rupte și nu obdura curgerea apei, dar acolo fiind strada aia cu probleme, descalcă tot ce înseamnă la străzi, la ploile principale, aduce tot ce înseamnă aluviune. Și acum eu spun ce firmă s-a ocupat acolo și câți bani s-a dat? Aici nu pot să vă răspund acum câți bani s-a dat, dar s-a... Se poate, domnul, nu avem nimic de ascuns. Dar nu le avem de ascuns, dar haideți după ședință, că nu avem deputate de aici. S-au adus acolo 5 mașini de iesor, s-a dat o reacă așa și vrem să știm ce bani s-a dat acolo. Păi, haideți să vă presi... Să vă ascundeți, uitați să aduceți contractul acum, atâția bani am dat acolo. Atâția bani am dat la o polusenie la firma aia căpușă care e pentru primărie. Să dă bani mereu. Hai să începem. Nu pot spune, dar tot... Bine, haide să facem un domnul consiliat. Nu vă spune, trebuie să facem cu firma și câți bani ăsta. Nu e niciun punct. Documentele sunt publice, cu toate plățile sunt publice. Nu ne mai... Da, mă rog. Eu vă respect foarte. Și eu vă respect. Eu mă sunt crescut în orașul ăsta. Stau din bord cu orice cetățean, la 80 de ani, la 14 ani. Și aud multe, 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 multe. Vă rog frumos. Vedeți că mergeți pe un drum greșit. Întoarceți să văd și mergeți pe drumul ăla bun. Că știu ce vorbesc. Ce nu mai pot. Zi de zi, zi. O să stau de vorbă cu prea să-mi plac tot. Chiar vă aștept și vă rog, dacă aveți niște informații, dacă sunt să... Dar spuneți-ne, cine s-a ocupat sus acolo, cine a făcut, câți bani a dat? Nu că zilea, dacă eu veniți după ședere și discutăm de documente. Dar nu avem nimic de asta. Mi-ați solicitat cu bani de bani. Nu e asta când răspund. Cu domnul Măciucă nu-i dau răspund. Cu domnul Măciucă nici nu-i dau răspund. Da, bine. Mie nu se poate. Arată atitudine incorrectă față de instituția pe care o reprezint. Nu aveți nimic de asta. Uitați-vă, mă trimiteți contractele. Uitați-vă, mă trimiteți. Pentru dumneavoastră și toți membrii Consiliului Local am un stimă și un respect deosebit. Atâta timp cât colegii noștri, oameni din primărie, de cetățenii care lucrează aici în primărie, am tot respectul pentru toți. Hai să nu ne mai spune, hai să spun, da, dar atât a fost ca. Uitați atât a fost ca domnul, și uitați revizul. Păi haide să-l prezentăm. Păi nu am fost ca. L-a solicitat la ședința de comisie și n-am venit cu el? Nu, dar puteți acum, putem să-l solicităm la diverse sau la punctul ăsta și să aducem de la plata copită și mai... Au și cetățenii, că dacă stat nu e nicio problemă. Ce aveți dubii că, domnul consilier, aveți impresia că cineva tot timpul amestecă, face, nu mai dezinformați, domnul consilier. Sunt departamentele. Da, dar plățile sunt evaluate, cum sunt evaluate, cum sunt evaluate. Domnul, nu suntem vreau să măsură să analizați... Cât ați dat pe basculă aia care s-a cumpărat la locul? Poftiți? Câți bani s-a dat pe basculă? Nu a dat niciun bani, primăria n-a dat niciun bani. La cine a cumpărat o societate. Câți bani? Da, întrebați că ați avut ședință din Consiliu. Din Consiliu de Administrație. Păi l-am alocat, câți bani? Păi nu știu. Sincer, vă spun, nu știu. Când costă o mașină de aia? Nu știu, domnul. 6.000 euro, care ați simit. Da, și o mașină de aia e 2.000 euro.
Da, da, cred că da. 1.500 chiar. Haideți, domnul consilier, 2000 de euro mașină. Eu vă rog frumos și să nu, nici lasă să nu mă luați. Nu, băi. Eu bă, am venit aici. Un autocamion? Da. Sunt aleși de 400 cetățeni din oraș, care stau de vorbă cu ei. Și mi-a trebuit să dau niște răspunsuri, cetățenii, spun, cetățenii, sunt în zile de greșe. Uite, eu mă înțeleg supărarea, dar haideți să... Nu supărat, eu nu supărat. Eu aici am venit să... Ne spunem o, adică ce să facem? Ne-am săturat de două camere, de două ore, două ore. Ne-am săturat. Faceți, puneți-vă la treabă. Puneți-vă oamenii din primărie la treabă. Puneți punctul la treabă. Puneți cealaltă societate la treabă. Nu puneți patru șori și mă rog ca pe ori și-a crescut gazonul. Asta au fost un muru cu ploaia asta. La fel nu trebuie să-mi gazonul. Nu ne mai cucăriți. Ați văzut ce faci în mănești, ați văzut ce se face în mănești, în mănești, în mănești. Prima și ultima dată când mai vorbesc. Dar nu vreau să fiu păcălit. Dacă colegi, dar nu prins nici ei. Mulțumesc, domnul. Da, domnul. În prima dată. Rugăminte. Mie ce-o țin în particular mi-a zis niște explicații referitor la drumul eroilor, cursa ciclistă, pentru a elimina speculațiile. Când durează transmisia 1 minut, 2, 3, vă rog, prezentați și colegilor mă rog, detalii care le aveți și poate obținut în contractul de achiziția serviciului de televiziune, mă rog, a cursului respectiv. Deci a fost discuții în comisie și a rămas că reveniți cu precizări. Da, așa cum am știut, am discutat cu ceilalți coparteneri în acest proiect, transmisia va fi pe toată durata cursei. Pe toată durata, de la start, cu două transmisii intermediare și finish, nu? Și cu tot ce înseamnă derularea ei. Probabil dacă cursa durează două ore, cam acolo. Și stai să plecare în direct. Sigur. Da. Da. Domnul Doamnă. Da. Mai este aproape o lună, când au fost probleme la Casa Salinei, s-a găsit o sute de momente, pentru două luni de zile, am reușit un primar și le cu rugămintea, poate reușesc să mă pute ziune la un tren de 4-3 metri, să-i dau pentru la un fundat, să-i poată face o casă. Fruntea este de apartament cu trei camere care s-au rugat mult pentru numai, adică prin două luni de primar, pentru două luni de zile. Și dacă nu știu că ei va ajuta știți foarte bine că primăria deține niște terenuri care pot fi acordate, sunt în zonele care sunt și vom pune la dispoziție și vom invita pe familie dacă își vor dori să aleagă unul dintre acele terenuri. Mai departe nu știu ce. Deocamdată acea familie compusă din persoane a fost pus la dispoziție la apartamentul de la blocul ANL, în care să-și poată derula activitatea. Vreau să fac precizarea că familia Vrabie, a căror demersuri a fost către instituția prefectului și a situației de urgență să primească un spațiu de locuit, zilele trecute au refuzat un spațiu de tip container, care era aici undeva în zonă. Astăzi am fost sunat de către instituția prefectului că îi se poate dislocui din rezerva națională un container nou, pe care și l-a refuzat din nou. Dacă nu mai e nimeni, închidem ședința de astăzi. Vreau eu să fac un anunț, pentru că așa, este, așa sunt reglementările. În săptămâna viitoare voi fi câteva zile în concediu. Săptămâna viitoare și junea cea 8. Mulțumim, domnule. Dacă nu mai este nimeni, închidem ședința de astăzi. Mulțumim și concediu plăcut la toată.